Bună ziua, mulți stimați membri ai Consiliului Doctoral. Astăzi noi suntem în ședința destinată susținerii tezei lui Heze Aviram cu tema managementul întreprinderilor aflate în situații de criză. Înaintată la specialitatea 521.03 Economie și management în domeniul de activitate. Conducător științific Larisa Bugăian, doctor habilitat profesor universitar, comisia doctorală Svetlana Gorobievski, doctor profesor universitar, Universitatea Tehnică, președinte, Cornelia Curcerescu, doctor conferențiar universitar, Universitatea Tehnică Moldovei, secretar științific, Iulia Covaș. Vă rog, vă prezentați, da? Da. Deci, Iulia Covaș, doctor, în economie, conferențial universitar, Academie de Studii Economice din Moldova, membru al comisiei. Doamna Larisa Bugăian, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică Moldovei, membru al comisiei. Rodica Perciun, doctor habilitat, profesor universitar, profesor, conferențiar universitar, cercetător, Institutul Național de Cercetări Economice, referent la teză. Cristian Valeriu Păun. Domnul se află în regim online, el este membru, este referent la teză, conferențiar universitar, cercetător, Institutul Național de Cercetări Economice. ASE București, ASE București, da. Prezent. Da, prezent, referent. Și Carolina Timco, da, doctor în economie, conferențial universitar, Universitatea Tehnică Moldovei. Este referent la teză, la film. Deci considerăm că toți sunt prezenți, fiindcă după nou regulament și nouă metodologie, se permite prezența unor membri, adică absența motivată și prezentarea în regim online. Deci considerăm că quorumul este, toți membrii ai Consiliului sunt prezenți. Deci, vreau să vă zic că actualmente secretarul științific, Cornelia Crucerescu, doctor în economie conferențiar universitar, o să vă dea citire actele prezentate în dosarul doctorandului Heze, așa, și va confirma corespunderea acestora prezenței metodologii, va menționa dacă sunt respectate toate cerințele față de creditele obținute în condițiile facerii studiilor în școala doctorală la Universitatea Tehnică, publicațiilor și prezentării științifice a materialelor la tema tezei conform programului doctorat, precum și rezultatele verificării, similitudinilor și ajustării acestora la tematica înaintată. Deci dacă sunt întrebări, poftim. Dacă nu, oferim cuvântul secretarului științific Cornelia Curcerescu. Domnul președinte, vă mulțumesc. Stimați membri ai Comisiei de Doctorat, voi prezenta elementele principale ale dosarului pretendentului la titlul de doctor în știință economică și voi începe cu activitatea științifică și toate etapele parcurse până la momentul de față. Nu mă voi opri la date biografice, deoarece CV-ul domnului Heze a fost interesat la teza de doctor și fiecare din noi am avut posibilitatea să studiem. Activitatea științifică a domnului Heze începe în noiembrie 2015, când este înmatriculat la studiile de doctorat. A efectuat studii cu frecvență redusă la specialitatea economie și management în domeniul de activitate. Tema tezei a fost aprobată la 19 decembrie 2015, ulterior a fost modificată în data de 25 iunie 2019. Pe parcursul studiilor de doctorat au fost susținute 7 examene,
Statul referate științifice cu un volum total de 150 de credite, cu următoarele calificative. Metodologia managementului de proiect 9, managementul riscurilor în afaceri 10, istorie și metodologie de cercetare 8, dezvoltare globală durabilă nota 9, contabilitate managerială 10, abordare sistemică nota 10, managementul operațiunilor nota 10 și toate terapiile 4 la număr au fost susținute. La tema tezei au fost publicate 7 articole științifice, din care 4 în calitate de autor unic și 3 în calitate de co-autor. 5 lucrări au fost publicate în reviste indexate și 2 în lucrări ale conferințelor internaționale. Teza inițială a fost discutată în cadrul Departamentului Economie și Management în data de 25 septembrie 2018. Avem avizul prezent în dosar. După care a urmat discuția tezei în cadrul seminarului științific al școlii doctorale în data de 4 decembrie 2020. La tema tezei au fost prezentate 6 acte de implementare, din care 3 în sectorul real și 2 în domeniul academic. La fel au fost recepționate și 4 avize la rezumat, care toate sunt avize pozitive. Acestea sunt informațiile principale, care sunt confirmate și prin actele prezentate în dosar. Dacă aveți careva întrebări, eu pot să clarific situații suplimentare. Poftim, sunt întrebări la doamna secretară? Nu sunt întrebări? Deci dacă nu sunt întrebări, atunci noi oferim cuvântul domnului Heze pentru a prezenta raportul pe marginea tezei și, în conform regulamentului, raportul trebuie să dureze nu mai mult de 20 de minute. Am 20 minute, da? 20. 20. 20. Ok. First of all, I happy to see that except Mr. Professor Paun and myself, all the participants of this committee is a woman. And according to my experience, for sure this is mitigating risk and crisis when there is more women abroad. In country like Moldova, that the president and also the prime minister is also a woman, it's demonstrated a trend in the world, and I hope it continues. Okay, I will start with the scope. The study research is practically on the economy business management under crisis, and practically what we did is that we wanted during the scope of the TISA to create creăm un instrument prin care vom reuși să identificăm nivelul de risc și să îl atenuăm. Trebuie să admit că, conform experienței mele, de lucrând la acest aspect al gestionării situațiilor de crize, totdeauna sunt necesare strâng de lucruri, dar mai ales când vorbim despre o perioadă de pandemie și totdeauna un astfel de instrument este necesar. Practic,
Scopul nostru principal sau obiectivul principal al tezei a fost de a constata, de a găsi o soluție la un spectru larg al unei organizații, referitor la unei organizații sau instituții, și de a identifica expunerile, riscurile și de a le atenua. Și aparent, pe parcursul acestei căi parcurse sau pe această cale parcursă de 6 ani, pot spune că acesta a fost cea mai mare provocare din teza mea, și o să vă explic de ce zic așa mai târziu. Care au fost obiectivele? În primul rând, de a studia situația actuală vis-a-vis de gestionarea crizelor și mai mult ca atât, de a selecta din toate soluțiile teoretice sau sursele teoretice, dacă există atare, nu știu, există multe, dar din toate aspectele teoretice să selectăm una care eu m-aș gândi că ar fi aplicabilă sau s-ar potrivi pentru instrumentul nostru practic. După aceasta, de a studia bazele și metodele privind identificarea timpurie a crizelor, și aparent aș spune că nu sunt multe metode, și o să vorbesc despre constatările din acest punct de vedere, și am vrut să elaborăm un instrument, după cum am spus, care să ne ajute, indiferent de mărimea întreprinderii, să ne ajute să... Și nu contează unde, care e locul de amplasare, să găsim un instrument care ne-ar ajuta să identificăm riscurile și să contribuie la atenuare după un anumit proces, după parcursul unui prospect. Iată, după cum am spus, aceasta a fost cea mai mare problemă sau provocare în cadrul scrierii tezei. După aceasta am creat instrumentul și am dorit să-l testăm ca să vedem. Atunci când testam, am vrut să vedem ce s-a întâmplat cu companiile, cum era situația înainte de testarea noastră și de a aplica, și cum a ajuns situația după implementarea instrumentului. Și după cum se întâmplă în cazul tuturor tezelor, am vrut să verific partea teoretică. Și ce am învățat din asta? În primul rând, definiția crizei sau crizelor, adică definiții teoretice, spune că majoritatea instrumentelor, în teorie, în practică, arată că se gândesc că cauza este crizelor sunt neprevizibile și nu pot fi prevăzute. Ceea ce trebuia noi să studiem în teza noastră, din punct de vedere operațional cel puțin, și nu din punct de vedere comercial, dar, deci din punct de vedere operațional, noi am încercat să probăm asta în cazul tezei noastre. Încă un lucru, am luat acest aspect de prevenire în loc de tratare a situației. Deci, pas cu pas, dacă ne-am referit la industria, am urmărit această tendință, și dacă 5 ani vorbeam despre sisteme de siguranță, ce am văzut, de fapt, cum putem să supraviețuim pas cu pas, să vedem că toate sistemele pe care le creăm este un sistem de acoperire, adică care nu ne permite să intrăm și să nu comitem un accident. Ce am găsit în această teză este exact un instrument de acesta care vă va ajuta să nu intrați într-o perioadă de criză. Un alt lucru pe care l-am aflat, că conducerea sau managementul este parte a gestionării crizei. Managementul, deci, de fapt, se ocupă de risc, pentru că dacă îți faci lucru bine și eviți expunere companiei, atunci eviți riscul sau îl atenuiezi sau nu te întâmpini cu ei, cu acesta. Trebuie cele mai generale metode în practic, nu vă referi la ele, dar
Între noi v-aș spune că cunosc cu siguranță că acest instrument practic care există în companiile comerciale, cum ar fi KPG, McKinsey și altele, de fapt este unul din lucruri pe care le dețin pentru a menține business-ul lor să continue. Deci în această lucrare am vrut să elaborez un instrument care va fi deschis publicului astfel încât fiecare să-l folosească. Nu să-l țin numai pentru oamenii anumiți sau companii anumite. Și până la fine, încă un lucru pe care l-am învățat este că, practic, soluția se află între ceea ce vrea să facă compania și care este realitatea. Dacă există careva proceduri și dacă există, deci, o regulă de conformare. Deci conformarea sau este anume ceea ce nu vezi, ce nu simți în companie, dar dacă nu funcționează, dacă nu se conformează, compania va suferi colaps. Deci dacă compania are o proceduri și există o traducere, o tradiție de conformitate în acest aspect concret, că există proceduri și conformitate, compania la 90% este protejată. De ce zic asta? Pentru că atunci când folosești forța de muncă pentru a crea o procedură, de majoritatea cazurilor, cel mai bine ce este, de conformitate este nevoie pentru ca compania să aibă succes, să fie protejată. Acesta este punctul principal al instrumentului nostru de cercetare. Și până la urmă vedem că instrumentul reprezintă aspectul că cel mai practic ce am putut eu să constat, să deschid, pentru că am zis că este, de exemplu, când nu înțeleg, când zic noi am în vedere eu ce am constatat în cadrul cercetării, până la urmă, la urma urmelor, am selectat cauza. Dacă ne uităm la metodologie, putem vedea că, practic, KPMG, care a prezentat această teorie a cubului, ce au făcut ei în practică? Au pus activitatea operațională într-o cutie tridimensională, într-un cub. Și aplasând așa toate, putem crea din aceasta o formulă matematică, un algoritm, pentru că avem trei vectori, trei dimensiuni și aceasta a fost baza cercetării mele. O să vă explic de ce acest cub sau acest căsuță mai târziu. Acum continuăm. Desigur că m-am axat pe teza mea doar pe partea operațională, dar în teza am oferit cercetătorilor un alt instrument care creează pentru companie să vadă perspectiva largă, tabloul mai larg al companiei. Dar teza mea nu se referă la chestiunile financiare sau numai la partea operațională. Avem acest cub care ne ajută să vedem care este situația în domeniul afacerilor sau situația cu privire la rezultatele financiare pentru a vedea tendințele din ultimele 3 ani, dar acesta nu este accentul sau ținta a tezii. Deci noi am luat acea cutie și am inclus ceva nou. Adică nu se conținea satisfacția clienților sau consumatorilor, dar noi am găsit problema legată de satisfacția consumatorilor este factorul cheie pentru a asigura reziliența sau rezistența companiei, pentru că dacă consumatorii nu sunt satisfăcați, nu poți crea
organizație bine din punct de vedere operațional. Cum funcționează această cup sau această boxă? Avem aici patru obiective strategice, operaționale, raportare și conformitate. Și aici avem un alt vector care este nivelul companiei, deci după care departamentele și activitățile, și noi trebuie să verificăm fiecare obiectiv, fiecare nivel al companiei, și ca să vedem cum, spre exemplu, la nivel de entitate, la DCO, cum strategia, mediul intern al strategiei, sau care sunt obiectivele strategiei la nivel de, deci, executiv, să zicem așa. Dacă există conformitate, bine. Dacă nu, atunci e o problemă. Practic, aici avem toate cele 8 obiective. Primul a fost mediul intern, adică e vorba de valorile companiei. Dacă compania își păstrează valori, nu trișează, nu spun minciuni, setarea obiectivelor, ce sunt indicatorii de performanță cheie și cum compania are abilitate sau capacitate de a identifica evenimente pozitive sau negative evenimente. Adică dacă ceva s-a întâlnit, dacă este o licitație mare în țară, dacă vor vedea această sau vor afla numai după ce s-a întâmplat aceasta, s-a avea loc, sau există o tendință de a pierde nișa de pe piață sau nu. Iar după aceasta, cum ieși evaluează riscurile? Și cum răspund la aceste riscuri și cum transmit informații pe intern și pe extern, ceea ce este foarte important în timpul crizelor sau problemelor prin care trece. Am văzut alte crize în trecut, când deci un director executiv spune că, uite, avem o criză și trebuie să facem asta, iar practic și compania trebuie să depășească acestea. Și după cum am spus, și satisfacția consumatorilor. După care trebuie să ne mișcăm mai repede, pentru că este foarte dificil să pui 6 ani de lucru în 20 de minute, dar o să încerc să expun repede. Ceea ce am spus, cel mai dificil lucru a fost să decidem cum să facem acest lucru, cum să reușim să identificăm ce este cel mai important la această companie concretă. Pentru că uneori aceste companii, adică pentru unii companii, strategia este cea mai importantă. Uneori când, spre exemplu, compania este o filială, adică nu are strategie, vine de sus și nu este așa atât de important. Conformitatea este importantă. Și cum să identificăm ce este mai important? Până la urmă, noi găsim o soluție foarte simplă. Iată care este. Fiecare companie trebuie să selecteze de la 5 până la 10 persoane cheie. Apoi, cu ce se ocupă aceștia? Ei marchează de la cele mai semnificative până la cel mai puțin acele obiective, de la cel mai semnificativ și vectorii. Apoi ce obții? Obții o pondere concretă a juncțiunii acestor trei vectori pentru o companie anumită. Și în final, noi am creat un algoritm. Acest algoritm este patentat în România, el funcționează și în practică ce face el? Ia companie și o împarte pe trei vectori și încearcă să identifice problema în fiecare dintre sectoarele în care este implicată, din punct de vedere al, adică începând de la departament sau la nivel de companie, apoi obiective și compania.
Noi am efectuat o cercetare a mai multor companii. Am să prezint aici foarte rapid una dintre cercetări, cea care a fost cea mai complexă. Cercetarea și compania care a fost cea mai complexă, deoarece are foarte multe unități, are trei diferite. Deci o companie foarte complexă și complicată. Ce am făcut noi? Care sunt rezultatele cercetării? Ce am înțeles eu de fapt de la început este că problema companiei ține de conformitatea. Pot să vă spun că atunci când există 4-5 unități de business în cadrul unei companii și dacă ai o problemă de conformitate, atunci riscul este enorm cu care poți să te confrunți. Asta i s-a întâmplat companiei. Noi am evaluat riscul ca fiind la 39%. După aceasta, noi am prezentat rezultatele companiei și am prezentat o formulă cum să atenueze riscul în baza constatărilor mele, în baza cercetării, după care, câteva luni mai târziu, noi am revenit să vedem rezultatele. Și ce am văzut noi? Am văzut că, de fapt, expunerea companiei practic a dispărut. Practic, riscul general s-a redus de la 39% la 15% și, practic, reziliența conformității, care este unul dintre cele mai importante aspecte asupra cărora noi ne-am concentrat în cadrul întreprinderii, de a soluționa problemele de neconformitate. Noi am văzut că compania a înregistrat succese foarte mari și reziliența a crescut de la 38% la 70%. Practic, aceeași creștere pozitivă a fost înregistrată peste tot. Profesorul Maria Gheorghiță nu este aici cu noi, dar un an în urmă ea m-a forțat să, adică m-am stimulat să mai fac o cercetare, deși eu ziceam că e suficient cât am făcut, dar după ce am făcut și acea cercetare, trebuie să recunosc că trebuie să-i mulțumesc, deoarece peste 3 ani ce am descoperit noi au fost alte aspecte care, de fapt, erau acolo, dar pe care eu nu le-am observat, nu-mi dădeam seama atunci și când le-am văzut, am zis, da, bine, are logică, practic, ce am văzut noi atunci este că nu doar, dacă treci în acest proces, nu doar oferi întreprinderii protecție față de criză. Ce se întâmplă, de fapt, este că de zi cu zi, întreprinderea ajunge să funcționeze mai bine. Spre exemplu, dacă conformitatea este mai bună, atunci și performanța întreprinderii va fi mai bună. Dacă strategia este mai bună, atunci și performanța întreprinderii este mai bună. Dacă satisfacția clientului se ridică, atunci evident că întreprinderea poate să vândă mai mult. Și ce s-a întâmplat? Acea întreprindere practică a început să câștige mai mulți bani, fiind astfel mai puternică și mai puternică pe piață. Bine, mă încadrez bine în timp? Bine, da, se pare că da. Care este inovația propusă în cercetare? Noi am reușit să identificăm managementul crizei în formule matematică. Asta este un aspect. Doi, noi am pus aspectul de satisfacția clientului. L-am pus pe cubul operațional COSO. El vorbește unele cuvinte că nu-i auz. Și algoritmul practic ce facem noi, ce vedem noi atunci când ești acționarul unei întreprinderi, vezi multe sau primești multe pietre din partea executivilor. Eu și eu însumi sunt un executiv în cadrul companiei mele și vedem și noi aceeași situație. De fapt, asta ar putea să fie obiectivul întreprinderii. Un alt este greutatea sau clasamentul. Practic, ce am reușit noi, ponderea întreprinderii, ce am reușit noi, noi am reușit să elaborăm specificațiile pentru acest instrument, să-l clarificăm. Și pentru mine, cea mai important aspect a fost elaborarea unui instrument gratuit pe care oricine care nu își permite financiar să-i plătească companii cum ar fi KPMG sau altele să utilizeze acest instrument în cadrul întreprinderii. Bine. Și acum inovațiile.
Ce am, cum am zis, noi am provocat ideea că criza ar fi imprevizibilă. Cel puțin din punct de vedere operațional, o criză poate fi prevăzută, anticipată. Și practic, ce am făcut noi? Noi am creat modelul și sau algoritmul. Acest algoritm permite identificarea riscurilor, atenuarea riscurilor prin intermediul unui plan de acțiune și după aceasta instrumentul ajută la restructurarea companiei. Trebuie să recunosc că după comentariul domnului profesor Oldica și Paun, eu trebuie să accentuez încă un aspect important. Nu este o pilulă magică, cum ar fi, de exemplu, să găsim o pilulă magică pentru COVID-19. Este o cercetare, este o teză de doctorat. Și în cadrul cercetării noastre, noi am studiat câteva întreprinderi. Practic, nu s-a axat pe partea financiară, ci doar pe partea operațională a întreprinderii. Și eu consider că aceasta este aplicabil, acest instrument este aplicabil mai multor întreprinderi, dar nu tuturor. Cred că în viitor ar fi înțelept să continuăm această cercetare și poate să facem mai mult decât atât, să o facem mai specifică. De exemplu, în industria automotivă, eu știu că ei ar putea să o facă acest exercițiu în alt fel, într-un anumit mod, în alte întreprinderi din alte domenii pot să o facă altfel. Și vreau să mulțumesc acum, dar sper că și mai târziu voi avea ocazia să aduc mulțumiri tuturor. Vă mulțumesc oricum foarte mult. Thank you for the presentation of the report, and now the members of the council, the reviewers, they are invited to address questions. Maybe you have questions about how the presentation was done. Maybe it was not exactly presented. Poftim, poate domnul Păun are întrebări la raportor. Nu am întrebări, o să comentez în momentul în care o să am cuvântul legat de recomandări. Adică prezentarea a fost pe baza tezei, teza o știm cu toții, nu a ieșit din litera tezei. Așa este, teza nu este o pastilă la COVID sau nu este o soluție providențială, nici nu există o soluție providențială atunci când vorbim de risc, când vorbim de managementul riscului al crizelor într-o companie, de acord cu asta, dar întotdeauna calitatea managementului constă în rafinarea metodelor pe care noi le avem la dispoziție atunci când lucrăm cu un mediu incert. Deci este foarte importantă calibrarea acestor modele, este foarte important să vedem ce punem în aceste modele, astfel încât în final să avem maxim de rezultate, adică să diminuăm cât posibil pierderile. Ele niciodată nu pot fi eliminate dintr-o decizie. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc! Deci poftim doamna Port sau doamna Covaș. Mă aud? Toți în mască, de ce începem cu ca exterior? Într-un moment am să vă iau. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați specificat în teză precum că managementul crizelor, spre deosebire de managementul riscurilor, se axează mai mult sau presupune o situație de incertitudine, în mare parte. Da? Cu modelul propus de dumneavoastră și model, da? Cum acest algoritm permite ca angajații companiei să privadă această situație de incertitudine. Okay, thank you very much for this question. Actually, practically all this algorithm is dealing about prevention. One, now, when you do a prevention, one big part of prevention is a risk evaluation. You need to see what is your exposure, to see where is the places that practically the company has an exposure to risk, and then to mitigate this risk. And I believe
that this kind of operation, of activity that we are doing now is exactly with the employees, because each and every one of these vectors, you need to go to the employees and to see in their places what is the answer, if there is compliance, if there is goals, if there is, if they are meeting the procedures and the compliance. So at the end of the day, what you see that the algorithm can see the activity of the people, and when they are not operating well, you know that there is an exposure to risk. Poftim, cine mai dorește să vă întrebe? Doamna Rodica Perciun? Doamna Perciun, doctor habilitat, profesor universitar. Mulțumesc mult, doamna președinte. First of all, I would like to congratulate you for your presentation. Thank you very much. I should speak in Romanian and I switch. Deci, stimați colegi, eu am o întrebare către domnul pretendent, domnul Șai. Spuneți, deci două întrebări, de fapt, am. Prima întrebare m-ar interesa cu ce fel de impedimente dumneavoastră v-ați întâlnit în calea cercetării sau la realizarea cercetării dumneavoastră. Deci, prima întrebare. Și a doua întrebare m-ar interesa, totuși, să spuneți care, din punctul dumneavoastră de vedere, după testarea modelului elaborat de dumneavoastră, care sunt punctele slabe sau momentele mai puțin perfecte în modelul dumneavoastră? Dacă le-ați depistat și puteți să ne le numerotați. Vă mulțumesc mult! Yes, of course. First of all, of course, we had some, let's say, challenges and obstacles in the activity. The first one was when I went to see what is the theoretical information there is. I was very surprised to see that everybody is speaking about things, but there is no practical thing. Okay, I'm a CEO of a company. Crisis is falling on my head. What I need to do now? Actions. As a CEO, you don't want it when the sky is falling on you. You don't want abstract directions. You want to know what to do tomorrow. And I didn't find this kind of applicable tool. So it was very difficult because and with the guidance of Professor Bugaian, we succeed to do a fine-tuning to which and every one of this theory to get to take. And after that, when we decided to go on the course of ERM, the road was faster. Another obstacle was, as I said, is how to specify, you understand me, sorry about my bad English, how to find the differences between a company in textile and automotive, one in Moldova, one in Romania, one in Israel, how to create one tool that will be applicable to everyone. I have to admit that it took me 8 months. It took me 8 months to try to find external from the company the solution. I find myself in a block. And then suddenly I find it inside the company. Because at the end of the day, the employees of the company, or the key managers, or the people that are key people, they know better than everybody else what is the priority. So once we understood that the
care the solution is lying on odată there, ce înțelegem, vedem că soluția de fapt se află acolo și odată ce am înțeles acest lucru, că soluția este în interior, it was also other obstacles as well, but that was the main thing that I remember. Dar astea sunt principalele aspecte de care now I will answer to you very transparently about what I think. I think, and I will be happy if I even honored if another doctoral student will take this research and put it more forward to, as the Professor Paun said, to make it in specific field. I will be happy. Because there is no magic pills. Of course, in each and every sector, we need to do fine-tuning. But the guideline is very clear. Mai sunt întrebări? Poftim, doamna Covaș. Spuneți-mi, vă rog, eu am să mă întorc din nou la întrebarea precedentă. Da? Iată, dar iese din ceea ce ați spus dumneavoastră acum. Spuneți-mi, vă rog, vor fi în stare angajații, indiferent de întreprindere, de domeniu, să se poată prevedea acești factori caracteristici situații de incertitudine? Văd că aveți încredere foarte mare în ei, dar oare nivelul, pregătirea, calitatea tuturor angajaților sau angajaților din toate companiile vor fi suficiente pentru ca ei să aplice acest model? Dacă e mijlocit, accentul se pune pe ei în luarea deciziei. Ei sunt factori de decizie. Mulțumesc! Ok, I will tell you three things about it. First of all, yes, I can tell you that my strategy is to understand este de a înțelege că forța de muncă este cel mai important lucru în companie. Dacă nu ai încredere în cineva, if you don't think that he is productive, let him find other company to work. And in each and every place that I was there, I create a team that I trust. This is one. Second, I sure that you're referring about the question. Practically, the algorithm presents yes or no questions, not something to be objective, because we are taking each and every places in the company, and we see there, is there any procedure there? Show me the procedure. Now, I want to see that the compliance is okay. So it's mathematics. It's not the employee can tell me there is and it's not. I'm checking that. Each and every point. If there are no procedure, okay. Please, Mr. Manager, go to create a procedure and come back to me. If there is a procedure and there is no compliance, please make your people to compliance. And at the end of the day, there is one place that we need to trust. Where is that place? When we are putting the weight of the vectors. Then, practically, there is 5 or 10 people. By the way, unnecessarily, it's not must that they will be employees. Could be the shareholder, could be a very big customer, could be the company that do the compliance. Someone that the management will say that they know very good the company and practically they are reliable. And then you get a very close thing. I can tell you that at least in one place it was one that was not reliable. When I did the thing. But we discovered it very fast. You know how? Everybody said something in one way, and he said something in a different way. So we checked it. We said now, when we saw the differences, we went to see why the differences came. We saw that he was mistaken. So we fixed it. Vă mulțumesc.
Deci îmi permiteți și eu să vă dau două întrebări? Poate, da? Please. Deci, iată, prima întrebare. E interesant, dumneavoastră ați prezentat raportul, ați intrat în timp, l-ați comasat după esență, adică după elemente de noutate, dar aș vrea să concretizez unele elemente. Deci, primul element se referă la faptul că dumneavoastră ați luat în cont, în cubul acesta, comprimat, factorii obiectivi organizaționali, adică factorii economici, indicatorii. Dar mai puțin v-ați axat pe factorul uman, pe factorul subiectiv. Și aș continua în acest aspect, cum v-a întrebat doamna Covaș. Cunoașteți că sunt cinci crize economice ale stilurilor de conducere. Sau crize manageriale legate și cu autoritarismul, și cu democratizarea, și cu delegarea, și cu coordonarea. Până la urmă, șeful utilizează diferite stiluri ca să vadă care e mai potrivit pentru a ajunge la obiectivul final. Dar se întâmplă că și el dă greș. Iată, dumneavoastră a spus că modelul acesta este universal, dar el nu prevede, nu ia în cont factorii subiectivi, care pot apărea, de pildă, din la dispariția unei informații, ca cum s-a întâmplat asta cu mine, da? Sau poate același, zicem, o boală pe neprins de veste, sau un caz în tamponare în drum, și așa mai departe. Și la momentul dat, șeful era la loc ca să coordoneze cu procesul de luare a deciziilor. Și atunci cum lucrează cubul? Adică, în ce măsură, totuși, dacă n-ați făcut lucrul ăsta, găsiți argumentele. De ce v-ați axat, măcar cât de puțin, cu toate că introducerea în partea introductivă, în partea teoretică, ne-ați vorbit despre factorul uman, dar nu este luat el în cont. Argumentele care sunt? Ok. So, first of all, if I understood the question, I will say like this. Of course, there is a lot of things that can cause crisis. External problems, international things, COVID, other things. The TISA don't have any aim to predict all the crises in the world. The TISA has an aim to predict only the operational exposure in the company and I said it here that practically we giving to the auditor tools to see what is the condition of the company in terms of business and financial. And I can tell you that in financial point of view, a lot of organizations are checking companies, banks, for example, shareholders, others. We saw that there is a lacuna of checking the operation, and this is how I focus. I didn't have any aim to protect the company for aliens that coming from the sky. This is not the aim of my TISA. And regarding the employees, the idea of the tool is exactly to check the employees. I'm not checking what they are saying. I'm checking what they are doing. Procedures and compliance. Procedures and compliance. Whether they do procedures and whether they do compliance. I don't care if they are sitting at home or they are working day and night. Whether they do procedures and whether they comply. And I believe that with this kind of things, under our research, it protects like Pfizer, 95%. Monitorizare de dumneavoastră, da? Protecție ca Pfizer. I don't hear. I cannot hear. You don't hear. I'm translating into Romanian. Monitoring. Okay, but the president asked something in Romanian, so. Dumneavoastră, vă rog, sunt întrebați la microfon, că nu se aude ce înțeleg. Aha, am înțeles. Da, am înțeles. Deci eu am înțeles că dumneavoastră monitorizați totul. Așa e. Da. In terms of yes. Și în legătură cu asta, a doua întrebare. A doua întrebare. One answer to
Actually, there is more or less depends of the level of the company, something like 600 points that we are coming to the company and say, show me, where is the procedure, and I want to see how to comply. It's a binaric, whether it's zero, whether it's one, it's one. This is the idea. Okay? Yes. Încă o întrebare, încă o întrebare. Deci întrebarea este de felul următor. Dumneavoastră ați menționat că modelul dumneavoastră este universal pentru toate firmele și diferite domenii, indiferent cu ce se ocupă. Și tot în raportul de astăzi a spus că bine ar fi fost ca pentru industria constructoare de mașini să elaborăm alt model. Eu vă întreb, dumneavoastră mergeți pe specialitatea economie și management în ramură sau mergeți pe specialitatea management intercultural? Sau management internațional? Well, the solution in terms of operation is universal. Because once you are splitting the company to three vector points and you are checking compliance and procedures and compliance, it's universal. What is something to be checked? The something is to be checked is as Professor Rudica said and also Professor Baum, that how maybe in some of the cases the way to put the weight in each and every place should be fine-tuning. We did the research, we find it okay, but at the end of the day we didn't do it for 100 companies. So I cannot say that now I'm for sure that it's applicable to every one, and I will be happy if someone will take it and say, okay, now I'm searching the automotive industry. I will give him all the information in the world, and I hope that he will check it in the automotive industry and say, okay, it's working or not. I hope it's working. I want to be humble and not say I'm sure. Deci o leacă v-ați grăbit, da? O leacă v-ați grăbit. Mir și zic că nu pot spune cu totalitate sigur. O leacă v-ați grăbit cu concluzia că modelul ăsta este universal pentru toate întreprinderile. Recunoaște. Așa e? I said, in terms of operational, it's generic. But also, generic things can be fine-tuning. We can see it, banking industry is generic. Dear President, banking industry is generic, but in each and every country, there is fine-tuning. Conceptual. Conceptual e corect, dar mecanismul este alt. It's more than conceptual. It's also the method is generic. Yes. I can be sure about it. Bine, mulțumesc. Poftim, cine mai dorește să întrebe la imaginea tezei? Doamna Timco, are întrebări? Nu, eu am să comentez cum a zis și domnul Păun, cum a zis că vizul, mai ales că am fost parte la tot procesul din momentul inițierii până în ziua de astăzi. Da, și eu am, practic, răspunsuri la toate întrebările care mă la formare. Aplicați microfonul mai aproape, că nu s-au uitit ce stradul. Deci dacă, doamna conducător... Da, eu nu am întrebări, eu îmi comentez, cum a zis și domnul Păun, când am citesc avizul, datorită faptului că sunt membru a Comisiei de Îndrumare din momentul în care a fost inițiată cercetarea până în prezent, am fost prezentă la toate etapele care a fost elaborată teza, deci pe parcurs eu am primit răspunsuri la toate întrebările pe care le-am avut. Mersi. Am înțeles, vă mulțumesc mult. Deci, poftim, doamna conducător, are ce spune? Nu? Deci, acum dăm întrebări. Da, deci, trecem, vă rog, la urmă. Da, bine, bine. Deci, doamna secretară, conducătorul științific prezintă... Secretară, aduce la... Bine. Secretară științifică, doamna Cornelia Crucerescu, va aduce la cunoștință obiectele și sugestiile expuse în avizul unităților primare, adică trecerea
teze la ședința catedrei de profil și în cadrul seminarului științific de profil. Și după caz, avizele altor centri științifici, poate unde suplimentar a fost susținută teza. Sau discutat. Vă mulțumesc. Referitor la discuția tezii la unitatea primară, teza a fost discutată în cadrul catedrei Departamentului Economiei și Management al Facultății Ingineriei Economică și Business, Universitatea Tehnică, în data de 25 septembrie 2018. Avem procesul verbal în care sunt menționate aspectele legate de noutate științifică, actualitatea temei, aplicabilitatea cercetării, dar totodată sunt menționate și unele recomandări pentru completarea și îmbunătățirea conținutului tezei de doctorat, cum ar fi recomandări tehnice. Este necesar revizuirea tezei conform cerințelor privind tezele de doctorat aprobate de către ANACEC, formulare, numerotare, mod de exprimare. 2. De a recomanda, se recomandă revizuirea numerotării subcapitolelor pentru moment fiind foarte fragmentate subiectele. Ar fi bine să păstrăm doar două niveluri de numerotare, adică 1, 1, 2. Introducerea trebuie să conțină elementele conform recomandărilor ANACEC, prezentând astfel actualitatea subiectului, gradul de studiu al temei, ipoteza pe care o face autorul și conținutul capitolelor. Se recomandă completarea capitolului 2 cu analiză critică a metodelor de determinare a crizii existente în cadrul întreprinderii și a metodologiei care sau la baza dezvoltării noului instrument, arătând limitările instrumentelor existente și modul în care noul instrument le depășește. Concluziile și recomandările trebuie să reflecte sinteza studiului și să descrie în cele din urmă noutatea științifică și problema științifică care a fost abordată. Concluziile trebuie separate de recomandări. Acestea au fost unele din cele mai importante obiecții care au fost menționate și recomandările propuse. La următoarea etapă, teza a fost discutată în cadrul seminarului științific al Școlii Doctorale Inginerie Economică și Management. În procesul verbal al ședinței sunt evidențiate obiecțiile și succesele care au fost înaintate la această etapă, și anume, denumirea capitolului 1 și a subcapitelor necesită redactare, unele subcapitole ar fi bine de unit, de prezentat o distinție clară între criză și risc, evidențiind că riscul se referă doar la criză financiară, de efectuat o analiză critică a categoriei criză operațională și de formulat propria opinie asupra acestei categorii. În punctul 1.4, numit managementul riscului versus managementul crizei, este reflectat preponderent managementul riscului, fără a se prezenta o diferență între aceste două tipuri de management. De concretizat sursa sub figura 1.7 de la pagina 36, unde este indicat elaborat de autor. Autorul indică în text până la figură că cubul COSO a fost elaborat de Comitetul Organizațiilor Sponsor al Comisiei Trendyway, iar sub figură indică elaborat de autor. La pagina 48 se vorbește de indicatorii riscul managementului în domeniul strategic operațional de raportare și conformitate, dar însă și indicatori nu sunt prezentați. Ar fi bine dacă autorul prezintă indicatori. La pagina 63 sunt descriși indicatori prezentați pe cub. Se cere să coincidă indicatorii descriși în text cu cei prezentați pe cub. Ar fi bine ca planurile de acțiune prezentate în anexele 3, 7, 13 să fie prezentate ca planuri de tip Gantt.
Ar fi bine de prezentat cel mai puțin domeniul de activitate al companiilor ABC, oricum din anexe se subînțelege de domeniul lor de activitate. Prezentarea unei analize și, desigur, crizele cu care se confruntă întreprinderile date ar fi fost foarte binevenite. Concluziile și recomandările necesită redactate de perfectat teza strict în conformitate cu cerințele regulamentului, de produs lista abrevierilor, lista bibliografiei bioprezentată în conformitate cu cerințele regulamentului. Și acestea sunt cele mai principale obiecții și recomandări care au fost reflectate în decizia seminarului științific al școlii doctorale. Au fost recepționate avize la rezumate, obiecții nu au fost identificate. Alte obiecții nu sunt. Vă mulțumesc. Așa, poftim. Conducătorul științei, da? Dacă vezi. This comment under our consideration for the future. Thank you very much for that. Altceva? Doamna Carolina. Nu sunt întrebări, da? Deci, atunci, domnul... Din partea mea deja am expus toate obiecțiile care au fost. Așa, vă mulțumesc atunci. Deci oferim cuvântul conducătorului științific care va caracteriza trăsăturile personale și profesionale ale candidatului, care au fost evaluate și determinate pe parcursul conlucrării și efectuării tezei a 4 ani de cercetare. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Deci, ce vreau să zic? În primul rând, deci, cred că din cauza traducerilor, majoritatea la obiecțiile care au fost făcute la seminarul științific, deci au fost coordonate, răspunsurile lor au fost coordonate cu, să spunem, referenții neoficiali și majoritatea care au ținut de conținut, de posibilitățile actuale ale disertantului, au fost considerate. În ceea ce privește întreprinderile, că au fost puse ABC, deci dumnealui, ajutând aceste întreprinderi să facă această analiză, să propună metode de ieșire din criză, deci bineînțeles că a avut un contract de confidențialitate. De aceea n-a putut să dea denumirea. Până la urma urmei nu contează, deci, denumirea întreprinderii. De aceea, iată, ca răspuns, cred că dumnealui n-a înțeles toate întrebările. Iar acum dați-mi voie să fac o caracteristică, să spun așa, a domnului Hezi Aviram Schaub, cu care am lucrat 5 ani, care a fost foarte nerăbdător să susțină, să ajungă în ziua de astăzi. Și vreau să spun, chiar de la început mi-a fost interesant să lucrez cu dumnealui, fiindcă având și eu o experiență în proiectele Băncii Mondiale care țineau de restructurarea întreprinderii și întâlnindu-mă cu dumnealui, care era un practic în domeniul anticipării crizei, deci am avut foarte multe de discutat, de chiar câteodată poate că părerile nu coincideau, dar ajungeam la un concept. Vreau să spun că pe parcursul perioadei de studii în doctorantură, domnul Schaub a avantat mult în dezvoltarea competențelor teoretice și abilităților practice de cercetător. Activitatea de predare la Academia de Studii Economice din București, de asemenea, au dezvoltat abilitățile de cercetare a întreprinderilor sau în domeniul întreprinderilor aflate în criză. În deosebi aș menționa activitatea domnului Hezi Aviram Schaub în calitate de consultant și expert în domeniul vizat, ceea ce i-a permis să analizeze și să mânuiască cu succes informația întreprinderilor, ajungând să propună utilizarea unui instrument pentru identificarea nivelului de risc la care sunt expuse întreprinderile.
drept justificare a acestui instrument managerial este înregistrarea la oficiul român pentru dreptul de autor algoritmului CHIA model, da? Ca obiect al dreptului de autor și a recenziilor conducătorilor diferitor întreprinderi care au implementat această paradigmă managerială. Cu certitudine pot afirma că doctorandul permanent învață, dezvoltă capacitățile de analiză, de evaluare, poate să evidențieze și să formuleze problemele existente în domeniul studiat, iar propunerile înaintate în teza de doctorat încă o dată dovedesc de capacitatea de a argumenta propunerile privind prevenirea și depășirea situației de criză în întreprindere. Pe parcursul realizării tezei de doctor a demonstrat un glad foarte înalt de responsabilitate. Este o persoană muncitoare. Toate sarcinile care erau planificate le-a realizat în timp. Lucrările editate, participarea la conferințe presupune o multă muncă individuală, ceea ce demonstrează că domnul Schaub s-a isprăvit cu excelență privind sarcinile puse pe tot parcursul activităților de doctorat. Astfel, demonstrând calități excelente de cercetător, domnul Heise Schaub a realizat o teză foarte bună de doctorat și are tot meritul și capacitatea de a căpăta titlul de doctor în științe economice la specialitatea 521.03 economie și management în domeniul de activitate. Vă mulțumesc foarte mult. Deci asta a fost părerea mea. Deci acum... Da. Vă mulțumesc, doamna conductor, de teză, doamna Bugăian, și oferim cuvântul recenzenților, referenților oficiali. Vorbim de la doamna Covaș, da? Nu, de la doamna Pălăun. De la domnul profesor Pălăun, fiindcă este oaspetele nostru. Mă scuzați, vă rog, dar conform comisiei dintr-o mare primă. Da? Da. Deci, poftim, deci conform regulamentului, nou, îmi cer scuze, se prevede ca primul aviz să-l facă un membru al comisiei de îndrumare. Și în cazul de față îi revine rolul doamna Timco. Carolina, da. Doctor în economie, conferențiar universitar UTM. Poftim. Mersi mult, doamna președinte. Eu, până am dat citirea avizului, vreau să menționez, cum am zis, că am fost membru al comisiei de îndrumare din momentul inițierii cercetării până în prezent. Și de asemenea vreau să menționez că la fiecare etapă, cum a menționat și doamna Bugăian, am avut discuții aprinse referitor la modalitatea de expunere, la cercetarea care a fost efectuată, domnul Schaub venind din domeniul real, ceea ce a necesitat efort ca să expună materialul într-o formă științifică, într-o formă academică și ca urmare apreciez foarte mult efortul pe care l-a depus ca să facă această lucrare și să o argumenteze și din punct de vedere științific, nu doar partea practică cu care a venit el, cu ideea cu care a venit dumneavoastră inițial. Deci am să dau citire avizului care a fost elaborat în conformitate cu cerințele în vigoare și o să mă expun pe toate componentele care sunt în cadrul acestea. Deci actualitatea subiectului abordat. Criza și gestiunea acestei este un subiect de cercetare actual, pornind de la mediul de afaceri volatil în care activează companiile în prezent. Statisticile arată că pe durata de viață a companiei, aceasta se confruntă cu cel puțin o dată în anumite crize în activitatea lor. Iar succesul ieșirii din acestea a fost în funcție de modalitatea în care crizele au fost gestionate. Gestiunea crizei poate fi inițiată până la apariția acesteia, prin acțiuni de prevenție a apariției crizei. Până în prezent, managerii preponderent s-au concentrat pe anticiparea crizelor generate de situația financiară a companiei, dar realitatea arată că cauzele crizei pot fi de altă natură decât cele financiare, iar la moment nu există metodologii sau instrumente de evaluare a situației întreprinderii direcționată spre anticiparea crizelor. Actualitatea subiectului este accentuată și prin faptul că mediul de afaceri este tot mai volatil, iar cele mai expuse riscurilor sunt întreprinderile mici și mijlocii, fapt confirmat și de situația pandemică începută în 2020. Formarea actualității subiectului, autorul și-a stabilit obiective pertinente, printre care pot fi menționate studierea stadiului actual privind managementul crizelor, studierea metodelor existente de identificare temporie a crizei, dezvoltarea unui instrument care poate fi aplicat la întreprindere, preponderent la cele mici și mijlocii, în vederea identificării corecte a riscurilor la care este expusă pentru a preveni crizele operaționale în timp util,
Aplicarea instrumentului elaborat pentru a propune măsuri pentru depășirea riscurilor, realizarea unei analize comparative a stării companiilor înainte și după aplicarea instrumentului elaborat. Baza teoretică a lucrării. În vederea realizării obiectivelor cercetării, autorul a studiat opiniile diferitor autori, precum Knight, Deverell, Mitrov, Șivațava, Coombs, James, Darling, Shelton, Hăun, Mușițescu, despre noțiunea de criză și cauzele apariției acestora, punând accent pe studierea aspectelor interne de apariție a crizelor, în special a celor organizatorice, care, în opinia autorului, nu sunt suficient studiate și evaluate. În demersul său de cercetare, autorul a pornit de la ideea că este mai bine să previi o criză decât să o gestionezi ulterior. Prevenirea sau anticiparea crizei ar permite de a o depăși cu mai mici pierderi financiare sau de altă natură. Luând în considerare acest aspect, autorul a studiat metodele de prevenire și gestionare a crizelor, cum ar fi ISO și COSO, dându-le aprecierea proprie, menționând că acestea sunt direcționate spre gestiunea crizelor și mai puțin pe prevenirea crizelor. Referitor la inovația și originalitatea științifică, urmare a studiului efectuat, autorul și-a propus să elaboreze propriul algoritm de prevenire a crizelor, care să ia în considerare toate aspectele de activitate ale companiei, nu doar cele financiare, precum ar fi modelul Altman. Modelul SHIM de evaluare a situației de criză din întreprindere se bazează pe un algoritm mecanic, matematic, care are la bază un șir de indicatori financiari și non-financiari, evaluarea cărora se face pe unitățile de afaceri, subdiviziunea ale companiei. Modelul permite evidențiarea punctelor slabe ale companiei și locurile unde este necesară luarea de decizii imediate. Urmarea evaluării, managerii pot aproba planuri de acțiune direcționate spre minimizarea probabilității apariției riscurilor și repetă diagnosticarea pentru a urmări progresul general. Noutatea științifică și originalitatea lucrării sunt o nouă definiție a managementului riscurilor bazată pe analiza literaturii, analiza critică a modelelor existente de management al riscurilor din perspectivă practică, elaborarea unui nou algoritm matematic pentru identificarea nivelului de expunere la risc și pentru a ajuta la prevenirea crizei operaționale, și anume SHIM-model și dezvoltarea software-ului SHIM-model, aplicarea modelului pentru identificarea riscurilor operaționale pentru companiile reale și dezvoltarea planurilor de acțiuni pentru îmbunătățirea activității companiilor, precum și aplicarea modelului la faza de post-restructurare după luarea măsurilor. Valoarea practică a cercetării. Modelul prezintă interes atât din punct de vedere teoretic cât și aplicativ. Cercetarea prezintă rezultatele aplicării modelului în cadrul a 3 companii cu diverse domenii de activitate. Autorul a aplicat algoritmul elaborat în vederea evaluării probabilității apariției crizei la companiile date. Urmarea rezultatului evaluării au fost elaborate planuri de acțiuni, iar la o perioadă determinată a fost repetat aplicat algoritmul în vederea observării progresului. Autorul a făcut o sinteză a rezultatelor obținute, menționând ariile cele mai problematice din cadrul întreprinderilor analizate și măsurile propuse. Prin cercetarea efectuată, autorul consideră că a contribuit la soluționarea problemei economice de depistare temporie a crizelor, datorită aplicării instrumentului SHIM, care, în opinia autorului, este un instrument care face o punte între practicile de gestionare a riscurilor și practicile de gestionare a crizelor cu scopul de a simplifica munca managerilor în evaluarea riscurilor și astfel prevenirea crizelor. Calitatea metodologică a cercetării. Pornind de la problemele depistate de către autor în activitatea sa practică de manager de risc în cadrul întreprinderilor, acesta a definit scopul propriei cercetări, care este de a studia semnificația managementului crizelor și de a dezvolta un instrument de afaceri care poate ajuta întreprinderile, în special cele mici și mijlocii, să identifice domeniile provocatoare ale activității sale și să elaboreze planuri de acțiuni menite să prevină o criză potențială. Ca urmare a scopului, autorul și-a formulat obiectivele de așa natură ca să asigure fundamentarea teoretică și practică a cercetării. De asemenea, autorul a pornit de la careva ipoteze în elaborarea modelului SHIM și anume că datele financiare sunt importante în anticiparea crizei, dar și opinia managerilor, persoanelor cheie, trebuie consultată pentru a anticipa și gestiona situațiile de criză. Metodele utilizate de autor au fost selectate corespunzător obiectivelor și au fost documentare, metodă analitică, metodă de sintetizare, metodă comparativă, analiză calitativă și cantitativă. Algoritmul instrumentului SHIM este documentat corespunzător, iar aplicația soft dezvoltată de autor și înregistrată ca brevet de invenție a fost testată de mai multe companii, fapt confirmat prin acte de implementare. Conceperea și calitatea textului. Teza are o structură clasică, formată din 3 capitole: introducere, concluzie și recomandări.
Primul capitol, studiul managementului crizei în cadrul întreprinderilor, examinează aspectele teoretice ale crizei organizaționale și alte modele de gestiune a riscurilor, cu expunerea propriei opinii referitor la noțiunile studiate. În capitolul 2, evaluarea riscurilor și prevenirea crizelor, algoritmul matematic de evaluare a expunerii la risc a companiilor, sunt analizate limitele metodelor existente și prezentat modelul SHIM, care își propune să înlăture neajunsurile modelelor existente. De asemenea, este prezentată metodologia algoritmului instrumentului utilizat de SHIM model. Capitolul 3, aplicarea modelului SHIM pentru gestionarea crizelor, este un capitol analitic care prezintă rezultatele aplicării modelului SHIM, planurile de acțiuni propuse pentru prevenirea crizelor și evaluarea post-implementare. În concluzie, putem afirma că structura lucrării este logică, expunerea textului este coerentă, stilul de expunere este unul adecvat unei cercetări științifice și în text se atestă sistematizarea ideilor de bază. Asigurarea bibliografică. La elaborarea tezei au fost folosite 133 de surse bibliografice, la care se face referință ori citarea corespunzătoare în text. Sursele acoperă o perioadă lungă a cercetării în domeniul crizei, datând din anii 20 ai secolului trecut până la surse recente, ultimele datând din anii 2019-2020. În referințele bibliografice regăsim și lucrările autorului, care sunt citate corespunzător în text, precum și lucrările cercetătorilor locali. Sursele bibliografice includ monografii, precum și articole în reviste de specialitate, inclusiv și cele aflate în acces deschis. Descrierea surselor bibliografice este conformă cerințelor înaintate față de prezentarea acestora. Calitatea concluziilor și recomandărilor. Ca urmare a cercetării efectuate, autorul a făcut 8 concluzii generale, făcând referință la capitole în baza cărora au fost formulate, precum și referință la propriile lucrări unde au fost prezentate, astfel evidențiind propria contribuție. Recomandările, 5 la număr, sunt formulate coerent și pot fi făcute managerilor de întreprinderi, managerilor de criză, în vederea anticipării crizelor cu care s-ar putea confrunta întreprinderea. Corespunderea conținutului tezei, temei aprobate, publicațiilor candidatului și a rezumatului. Urmarea studiului tezei și ca membru a Comisiei de Îndrumare din cadrul UTM pot afirma că conținutul tezei corespunde temei aprobate, autorul a fost receptiv și a ajustat conținutul acesteia, luând în calcul recomandările Comisiei de Îndrumare, a membrilor și a referenților din cadrul seminarului științific de specialitate. Publicațiile candidatului, 7 la număr, reflectă cercetarea efectuată și contribuția autorului, precum și aprobarea acestora în cadrul forurilor științifice. Rezumatul corespunde cerințelor înaintate, este prezentat într-o formă coerentă și reflectă într-o formă succintă rezultatele cercetării efectuate. Urmarea examinării tezei pot fi evidențiate următoarele puncte forte. În baza studierii diferitor opinii, autorul a pus accent pe studierea crizei operaționale, a evidențiat diferența dintre managementul situațiilor de criză versus managementul crizelor, riscurilor. Urmarea analizei critice a metodelor de gestionare a riscurilor a fost propus propriu un model de prevenție a crizelor bazat pe cubul COSO, adăugând un element nou ce ține de estimarea indicatorilor operaționali și nu doar a indicatorilor financiari. Autorul a elaborat algoritmul matematic al modelului propus și a dezvoltat softul, care este patentat și în acces liber. Algoritmul a fost testat pe 3 companii cu domenii diferite de activitate, demonstrându-și eficacitatea. Au fost propuse planuri de acțiuni, ce au fost implementate de companiile participante în studiu, iar o evaluare post-factum a arătat diminuarea riscului pe domeniile problematice depistate anterior. Teza și rezumatul corespund cerințelor înaintate față de astfel de lucrări, bibliografia este conformă. Cercetarea efectuată este originală și prezintă interes științific, NOPIA noastră poate fi considerată un prim pas în cercetarea managementului întreprinderilor aflate în situații de criză, iar ca sugestii pentru viitoarele cercetări se propune. Determinarea limitelor modelului aplicat, colectarea informației despre aplicarea modelului de către companii din diferite domenii de activitate și ajustarea în caz de necesitate la specificul companiilor date. Evaluarea eficienței aplicării modelului dat prin prisma efort depus în vederea colectării informațiilor și rezultatul generat. Conducându-mă de prevederile regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul 3, aprobat prin hotărârea de guvern 1007 din 10 decembrie 2014, concluzionez că tezei poate fi atribuit calificativul foarte bine, în corespunde cu următoarele criterii.
noutatea și originalitatea lucrării foarte bine, suportul metodologic foarte bine, relevanța științifică foarte bine, redactarea tezei și conținutul tehnic foarte bine, respectarea eticii și deontologiei profesionale foarte bine, publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice bine. Recomand conferirea titlului de doctor în științe economice, deci avizul a fost expediat conform cerințelor regulamentelor în vigoare. Mersi mult! Vă mulțumesc! Acum cuvânt să oferă prezidentului doamnei Perciun Rodica, doctor habilitat, conferențiar, cercetător, Institutul Național de Cercetări Economice din Moldova. Mulțumesc mult, stimată doamnă președinte, permisiunea dumneavoastră. Să-mi scot un pic masa ca să fiu mai înțeleasă. Deci așa, în primul rând vreau să mulțumesc factorilor de decizie care au considerat candidatura mea capabilă de a face recenzie la o teză de doctorat. Mulțumesc Universității Tehnice a Moldova pentru această încredere, este responsabilitate și totodată sunt foarte onorată. Am analizat cu atenție și am citit lucrarea, prima variantă care a fost prezentată în ședința prealabilă și după, și vreau să aduc următoarea, deci au citire conform regulamentului următorului aviz. Pentru, mă rog, stimatul pretendent, domnul Șaib, am pregătit varianta engleză a recenziei. Dacă dumneavoastră doriți, fiți conectat în paralel cu noi, puteți să urmăriți de aici. You can follow this. This is English, especially for you. Thank you very much. I'm sorry. Așa. Și acum să trec, deja am să mă trebuie mai rar să citesc, ca să poată traduce doamna. Deci așa. Dacă el citește. Cum doriți, eu nu pot să amestec în regulă dumneavoastră. Deci dacă eu am transmis, am orice caz este traducere. Da. Dar se oferă și cuvântul. Așa. It's okay. I will read in Romanian and you can follow my English version. Yes. Do you need the translation? Yes, yes. You need the translation? Yes, yes. Ok. Deci așa, recenzia a fost făcută întocmită în conformitate cu regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Culturii, numărul 514, din 5 mai 2017. Caracterul inovator și original al lucrării constă, în opinia mea, în complementarea mecanismului și instrumentarului, managementului situațiilor de criză organizațională și a managementului riscurilor în cazul întreprinderilor. Este dimensionat originalitatea și argumentarea tratării acestor subiecte, care se dovedește prin analiza critică a modelilor existente de management a riscului, prin elaborarea unui nou algoritm matematic pentru identificarea nivelului de expunere la risc și pentru a ajuta la prevenirea crizei operaționale. Deci modelul este SHI model și dezvoltarea software-ului în conformitate cu acest model și totodată prin aplicarea acestui SHI model în cadrul unor întreprinderi, 3-1. De asemenea, recomandările elaborate sunt originale și sunt menite să contribuie la perfecționarea managementului riscurilor și gestionarea crizelor cu scopul de a simplifica munca managerilor în evaluarea acestor riscuri și prevenirea crizelor. Astfel, având în vedere caracterul inovativ al lucrării și abordarea integratoare a problemei de cercetare, care au contribuit la fundamentarea unor noi concepte, algoritme și instrumente, apreciez această componentă cu virgulă calificativul excelent, în corespundere cu regulamentul menționat. 2. Suportul metodologic al cercetării și calitatea acesteia. Se evidențiază, în primul rând, prin arealul complex al teoriilor studiate,
autorul punând accent pe conceptualizarea și înțelegerea adecvată a principalilor subiecte de lucrare, cum sunt managementul riscurilor, managementul crizelor, modelele existente de management a riscurilor în cadrul întreprinderilor. Autorul reușește să realizeze o analiză a abordărilor contemporane în tratarea acestor concepte, prin identificarea elementelor distinctive pentru noțiunile expuse în capitolul teoretic. Fiecare termen expus reflectă diferite abordări în identificarea acestora, precum și noțiuni autohtone și din practica internațională, iar autorul marchează opiniile proprii și definiții proprii în procesul de dezvoltare a bazei teoretico-metodologice. În procesul investigației științifice prezentate au fost aplicate diverse metode și tehnici științifice, cum ar fi comparație, sinteză, dedukție, diagnosticarea, etc. Ca instrument principal a fost utilizat algoritmul SHI Model, o aplicație software dezvoltată de autor și înregistrată ca brevet de invenție la București în iunie 2017. Fapt ce ne sugerează cunoașterea bună a acestora și abilitatea de aplicare corectă a instrumentarului teoretico-metodologic de către autor. Apreciez această componentă cu calificativul excelent în conformitate cu regulamentul menționat. 3. Relevanța științifică a rezultatelor. Managementul de criză este un domeniu care a captat relativ recent interesul organizațiilor și în special a conducerii acestora la nivel internațional și național. Gestionarea situațiilor de criză reprezintă ca o apreciere generală o activitate extrem de complexă, ce implică atât capacitatea de anticipare a crizelor, cât și realizarea unor scenarii de ținere sub control a variabililor și rezolvarea situațiilor. Autorul în cercetarea sa afirmă, și eu sunt de acord cu această afirmație, cu acțiuni corective corespunzătoare și o structură organizațională adecvată, crizele pot fi cu adevărat prevenite și evitate. Orice companie poate identifica și gestiona în timp util orice posibil risc care ar putea genera o criză. Totodată, cea mai mare provocare pentru management este evaluarea corectă a expunerii la risc a companiei și identificarea punctelor cheie pe care să le concentreze pentru a evita o posibilă criză. Urmând această logică a cercetării, importanța lucrării rezultă din necesitatea efectuării unui studiu în domeniu și găsirea unui instrument metodologic care va putea fi ușor de aplicat de către managerii întreprinderii, în special IMM-urilor, dar și în același timp să fie și eficient acest instrument. Autorul își propune drept scop de a dezvolta un instrument de afaceri care poate ajuta întreprinderile, în special cele mici și mijlocii, să identifice domeniile provocătoare ale activității sale și să elaboreze planuri de acțiune menite să prevină o criză potențială. Autorul lucrare analizează și dezvoltă o bază teoretică a conceptului managementului riscurilor, management situațiilor de criză, pornind de la cercetările clasice, sinteza teoriilor conexe, precum și trasează principalele concepții care pun în valoare evaluarea managementului riscurilor prin prisma descrierii detaliate a principalelor definiții, procese și instrumente. Problema științifică tratată în cadrul prezentei teze este una complexă. Autorul reușind să evidențieze aportul personal pentru importante aspecte, atât teoretice cât și metodologice, să formuleze și să dezvolte concepte teoretice, să argumenteze și să adapteze metode de evaluare a riscurilor și a situațiilor de criză. Și, desigur, trebuie să menționez că a elaborat un algoritm propriu care l-a propus astăzi spre analiză. Apreciez această componentă cu calificativul foarte bine.
Așa. Valoarea practică cercetării și implementarea rezultatelor. Analizând studiile în domeniu realizate de cercetătorii de peste hotare și din țară, autorul a reflectat tendințele, posibilitățile și provocările existente în domeniul vizat. Analiza realizată în cadrul tezei reflectă probleme existente în cadrul întreprinderilor și identifică direcțiile de soluționare a acestor probleme. Analiza realizată conține rezultate practice care se referă la identificarea unor căi de perfecționare a managementului riscurilor, și anume prin algoritmul matematic care este transpus într-o aplicație software. Semnificația practică acestui algoritm se identifică prin faptul că este ușor de utilizat de manageri, în special în micul business, și astfel dispare necesitatea de a angaja echipe profesionale de consultanță în afaceri. Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul așa întreprinderi ca New Copel România, SRL, ABMC Management and Investment Israel, Union Motors Car Sales SRL România, GBS Pro Consulting SRL România, Speak Sample, The Book Method and Group Israel, iar certificatele de implementare sunt anexate. Apreciez această componentă cu calificativul excelent. Conceperea și calitatea textului. Prezentarea materialului în capitol este echilibrată, conținutul de bază al lucrării fiind constituit din introducere, trei capitoli, concluzie și recomandări, bibliografie, anexă. Consider că teza de doctorat este o lucrare științifică finalizată. Teza pune în valoare probleme de interes major pentru știință și practică economică. Lucrarea este elaborată prin aplicarea unei metodologii științifice adecvate tratării subiectului, explicată și aplicată pe parcursul lucrării, ceea ce dovedește că doctorantul este un cercetător științific format. Ca demers științific, teza conține toate componentele esențiale. Definirea conceptului, stabilirea tipologiilor, descrierea fenomenelor, prezentarea instrumentarului și evaluarea impactului acestuia. La fel, remarcăm multitudinea de tabele, figuri, diagrame, indicatori și alte instrumente prezentate în texte, în teză și în anexe, care conotează, de fapt, tratarea metodologică, științifică și practică a lucrării. Din punct de vedere stilistic și gramatical, teza este scrisă într-un limbaj corect, științific. Apreciez această componentă cu foarte bine. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor. Reprezintă, de fapt, concluziile generale și recomandările reprezintă sinteza analizei efectuate și sunt formulate clar și concis prin prisma ipotezelor de cercetare. Apreciez calificativul bine, în conformitate cu regulamentul menționat. Asigurarea bibliografică este una relevantă, având 133 de surse bibliografice pe care autorul le citează în textul lucrării. De asemenea, cercetarea efectuată este susținută cu un material factologic și statistic bogat. Deci prezența a 13 anexe reprezintă un suport care permite argumentarea mai detaliată a cercetării efectuate în teză. Apreciez componenta cu calificativul foarte bine. Publicarea în ediții, conținutul și contribuția științifică a cercetării au fost reflectate în 7 lucrări științifice, inclusiv 4 în calitate de autor unic și 3 în calitate de coautor. 5 lucrări au fost publicate în reviste indexate și 2 lucrări ale conferințelor internaționale. Rezumatul științific evidențiază principalele rezultate obținute în teze, conținutul și volumul tezei și rezumatul corespund subiectului și specialității. Apreciez această componentă cu calificativul bine în conformitate cu regulamentul menționat. Recomandări pentru direcțiile viitoare de cercetare.
având în vedere rezultatele științifice obținute de autor, recomand în calitate de direcție viitoare de cercetare aprofundarea prezenței investigații prin analiza mai detaliată al algoritmului prezentat și testarea acestuia la mai multe întreprinderi. Concluzia. Examinarea tezei de doctor în științe economice a domnului Hezia Aviram Shaib permite de a conchide că aceasta reprezintă o cercetare științifică originală, utilă atât din punct de vedere teoretic cât și aplicativ. Ținând cont de actualitatea temei cercetate, de originalitatea lucrării, rezultatele obținute, opiniile formulate, recomandările propuse, gradul de valorificare al cercetării și noutatea științifică enunțată, consider că teza de doctorat, managementul întreprinderilor aflate în situații de criză, corespunde cerințelor impuse unui asemenea demers. Iar autorul cercetării, domnul Shaib, merită conferirea titlului științific de doctor în științe economice la specialitatea 521.03 economie și management în domeniu. Recomand promovarea tezei cu calificativul foarte bine. Și aici semnătura ștampila. De ce cu calificativul foarte bine? Pentru că, iarăși, în conformitate cu regulamentul despre care am vorbit, excelent se poate depus doar în cazul când autorul are publicații publicate, deci articole publicate în reviste cu EC Factor sau Scopus. Impact Factor. Deci, care, din păcate, dumneavoastră nu aveți și vă recomand pe viitor să scrieți, să publicați în Scopus și în EC Factor. Dar pe moment este foarte bine. Mulțumesc mult și succes! Și noi vă mulțumim frumos pentru un aviz atât de amplu prezentat, bogat după conținut și corespunzător cerințelor noi metodologii de susținere a tezelor de doctorat. Vă mulțumesc! Deci cuvânt se oferă domnul Cristian Valeriu Păun, doctor în economie, conferențiar universitar, Academia de Studii Economice din Moldova, din România. Asemenea. Mulțumesc mult! O să fiu destul de succint, pentru că deja s-au spus lucruri despre teză. Ne aflăm într-un stadiu destul de avansat cu această teză, deci cred că foarte multă lume din jurul acestei teze deja știe în bună măsură tot ce a lucrat doctorandul. Aș punta, ca să spun așa, elementele de noutate, partea de elemente pozitive sau puncte tare ale tezei și câteva, să spunem așa, recomandări, cel puțin pe viitor, pentru că la acest moment teza nu mai poate fi rescrisă, este deja un produs finit. Aș spune așa, teza este valoroasă pentru că ea se înscrie, în primul rând, prin tema ei, prin actualitatea pe care o are tema aleasă de doctorat. Managementul riscului, riscul în general, managementul crizelor sau situațiilor de criză, au intrat în literatura de specialitate nu de foarte multă vreme. Nu există încă o consistență foarte mare a domeniului, astfel încât orice contribuție științifică pe acest domeniu este foarte importantă. Deci acesta ar fi un prim punct foarte, actualitatea și utilitatea tezei. Evident că doctoratul a încercat pe cât posibil să fie original, un al doilea forte, originalitatea constând în special în această idee de a crea un model de analiză care să poată să fie adaptabil multor afaceri, multor situații. Sigur că până să aplice acest model diferite lucruri sectoare și până când să observe standardizarea acestui model, ceea ce nu este neapărat de dorit, pentru că modelele acestea de risc, noi nu le dorim să fie standardizate, noi le dorim să fie adaptate diferitelor sectoare și cred că modelul prezentat de doctorand poate fi adaptat multor sectoare, sigur, trebuie adaptat, dar
este originală abordarea, și numai prin simplu fapt că a venit cu trei cuburi în loc de unul, trei cuburi strategice și faptul că în acele cuburi strategice noi vedem indicatori pe care dumneavoastră i-a selectat, evident, pe baza literaturii de specialitate, nu pentru că dorinții neapărat să faci indicatori acolo. Și un alt element de sau un alt element, punct foarte al lucrării este faptul că de la bun început, prin natura, spunem așa, natura doctorandului, foarte aplicat spre practică, el a și plecat pe drumul aplicabilități. Adică, bun, a făcut modelul, acum să vadă dacă se poate aplica. Și e foarte important atunci când construiești ceva, să vezi dacă se și potrivește. Acum nu este nicio garanție că aplicând modelul pe 3 companii nu va avea probleme pe 1000 de companii. Dar cel puțin o primă validare practică, empirică, avem. Ceea ce este foarte important pentru o teză de doctorat, care sigur nu este de început din punct de vedere a unei aturi. Eu recomand doctoranților să-și continue parcursul acesta de cercetare și după ce obțin titluri de doctor sau diplome de doctor. Și cred că doctorandul are acest potențial să-și continue munca de cercetare cu aplicabilitate practică. Și evident că altul lucru menționat de mine în APIS este faptul că doctorandul a curaj și a ales această temă de o complexitate destul de mare. Nu este simplu să te dedici riscului. Riscului este o treabă pentru oricine. Acum trec puțin și la recomandări și la ceea ce văd eu că ar fi punctele slabe ale tezei, sau cel puțin, haide să nu spunem puncte slabe, că poate e prea dur la acest moment. Elemente care ar trebui să necesite o atenție pe viitor, cel puțin, mai ales dacă vorbim de aplicabilitatea practică a muncii. În primul și în primul rând, aș sugera ca pe viitor, doctorandul să-și clarifice mai mult conceptele cu care operă. Pentru că risc este criză și criză este risc. Deci, e foarte complicat să faci o distinție din această teoretică, repet, teoretică, între cele două elemente. Din punctul meu de vedere, riști atunci când nu iei în considerare o potențială situație de criză, intri în criză atunci te trezești față în față cu riscul. Deci, e un pic nevoie aici de mai multă clarificare conceptuală. Sincer, eu în teză am găsit niște încercări ale doctorandului, le-am și salutat. Dar trebuie mai multă consistență pe această zonă. Eu încă ne fiind convins că putem să distingem teoretic între cele precepte. Așa cum de altfel aș și dori doctorandul să facem. Cu atât mai mult cu cât riscul are diferite componente ale sale, una dintre ele fiind riscul sistemic, care ține de sistem. Și sistemele astăzi sunt instabile, sunt în criză. Pentru noi, riscul sistemic, riscul politic, riscul de țară, reprezintă intrarea în criza sistemului. Și atunci managementul riscului se suprapune, din punctul meu de vedere, adesea peste managementul unei situații de criză la nivelul unei companii care se află în fața unei crize de sistem. Deci este foarte important să facem această distinție din punctul meu de vedere. Nu bag mâna în foc astăzi că această distinție ar fi una nenecesară. Și mie mi-a deschis, recunosc, doctorandul puțin interesul, încercând mental să găsesc o astfel de distinție. Dar că eu cred că nu are o consistență foarte mare. Și ceea ce trebuie să facă doctorandul, și cu asta închid partea mea de
obiecții și sugestii, ele sunt ceva comun de acolo. Doctoratul trebuie să mai facă două lucruri cu modelul. Modelele, în general, modelele bazate pe Altman și pe scoruri, așa cum este modelul dumnealui, chiar dacă este unul tridimensional, modelele acestea au marea lor problemă că sunt statice. Ele iau situația companiei la un moment dat, o analizează, dar nu pot spune foarte multe despre viitor. Ceea ce și modelul doctorandului face într-o oarecare măsură, adică ignoră dinamismul, posibilele schimbări care ar putea interveni pe anumite componente ale modelului său. Și atunci, cumva, trebuie ca acest model să includă și ceva dinamism. Pentru că, în general, noi trebuie să vedem față și să fim capabili prin modelele noastre să luăm în considerare și schimbările față de momentul actual și viitor. Care e sursa problemei? Care e sursa riscului? Aș face treaba asta viitor. Și evident, aș face ceea ce deja s-a spus pentru colegii mei. Modelele de risc atunci când sunt testate cu adevărat, ele se aplică pe un număr mare de companii. Și apoi se studiază post-factum să vedem ce se întâmplă pentru a ajunge la ceea ce ne dorim noi întotdeauna de la aceste modele. Estimarea acelei probabilități. Adică modelul nostru trebuie să fie în stare să ne spună, odată aplicat pe o companie, ce probabilitate acea companie va ajunge în gard. Și atunci e nevoie aici de făcut o analiză foarte multe companii, poate de clase de companii, de și să vede punct de distribuție și așa mai departe, care este probabilitatea generată de acest model și în ce măsură ea poate fi folosită. Poate sunt situații de criză. Pentru că marea problemă a modelelor, și o știe toată lumea din această sală, a fost prea au reușit să prezică crizele. Ele au eșuat, în general, peste ori. Miopia modelelor arată un lucru pe care noi îl spunem de foarte multă vreme, și anume că matematica și matematizarea și standardizarea are impact limitat în științele sociale și în științele economice. Și cred că, și cu asta închei, am un sfat pentru doctorand, cred că doctorandul ar trebui cel puțin să aibă țină mai multă smerenie atunci când vorbește de aceste modele. Modelele pe care noi economiștii le folosim, le folosim cu foarte mare, cum să spun eu, atenție. Da? Noi nu suntem dominați, nu credem, atât cât crede doctorandul în puterea acestor modele. De asta, de multe ori, poate că doctorantul a mai iritat unii oameni, chiar și pe mine la un moment dat m-a iritat, zic, dom'le, eu dețin adevărul absolut. Adevărul absolut îl deține doar Dumnezeu și doar El poate vedea viitorul cu cer. Voi oamenii, din păcate, trebuie să accept că avem această neputință. Bine să iasă până acolo. Mulțumesc mult de tot, am închegat, cred că nu există, este semnat, l-am trimis către dumneavoastră. Dacă e nevoie de semnătura în original, doctorandul am înțeles că are drum prin România adesea, vă pot pune la dispoziție acest document și cu semnătura originală. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult, dar așteptăm calificativul final. Adică ce e și calificativul, da. Calificativ un avizul meu, trimis către dumneavoastră, este foarte bine. Vă mulțumim. Deci vreau să vă zic că comentariul la răspunsul dumneavoastră, eu la fel am menționat și sunt de acord cu tot ce ați spus dumneavoastră, adică chiar în autoreferat se simte acest disbalans însă a doctorandului că nu și-a determinat în poziția finală. Pagina, iată, 10-11, da, imediat.
pur și simplu vreau să vă zic că sunt în totul de acord cu ceea ce am auzit. Fiindcă este fraza spusă și scrisă de el, la pagina 11, că managementul riscurilor se ocupă cu mai mult cu riscul ca atare, iar managementul crizelor se ocupă cu incertitudine. Dar incertitudine este și acolo și acolo. Adică, în cauza aceea că le-a dispersat, incertitudine a rămas separat. Și atunci, cum noi putem determina probabilitatea? E un argument destul de discutabil, da. Pentru că i-aș da de exemplu doctorandului un argument. Astăzi, conceptul de risc este foarte problematic. Noi încercăm să definim acest risc ca fiind ceva între certitudine și incertitudine. Din păcate, această plasare knightiană a riscului, chiar și abordarea probabilistică pe care a propus-o Knight, că risc este acea situație în care putem să asociem probabilități unui eveniment, are probleme. De asta, dacă vă uitați astăzi în ultimele cărți, ediții ale cărților de managementul riscului, veți vedea că încet, încet conceptul de risc este înlocuit de incertitudine. Și avem incertitudine, certitudine, incertitudine absolută și între ele avem acea incertitudine obiectivă și subiectivă în funcție de natura probabilităților. Începe tot mai mult să fie evitat conceptul de risc, tocmai pentru că el este destul de vag în literatură și atunci nu poți să-l invoci și înțeleg perfect și observația noastră, nu poți să-l invoci drept argument, dom'le, când vorbim de risc, vorbim de managementul riscului, când vorbim de incertitudine, vorbim de managementul crizei. Pentru că riscul este o formă de incertitudine, una subiectivă sau obiectivă, în funcție de probabilitatea asociată evenimentului viitor. Mulțumim, mulțumim pentru explicații, pentru argumentare detaliată, deci asta poate trebuia făcut imediat după toate discuțiile, dar a apărut rezultatul obiectului ordinar. Mulțumim. Mulțumesc. Deci, candidatul răspunde la obiecțiile făcute în adresa lui de domnul Păun. De către referenți. Și de către referenți, către doamna Covaș și doamna Perciun. Da. Poftim. Ok. Yes. First of all, thank you very much for the comment about the humble. I think that when it doesn't matter what you are doing, you should do it in a humble way. And you already mentioned it in the previous time, and I took it under my consideration. I have to admit that I, according to my experience, and according to my perception in crisis and risk, I am part of the agenda of the people that can say that with the right thing you can predict the crisis and the uncertainty. You can do it. You can do it. Of course, everything is statistics. You cannot predict things by 100%, but you can say, I can predict it 70%, 75%. We do it. We do it in other fields, and countries doing that. With game theory, they know to predict the other steps. So I believe that although that this TESA is the ground of the things, I believe that with deeply research, if we'll take it from here, we can do a final tuning and predict the thing. Now, you're right about the fact that the algorithm presents the current situation. But what it presents is that if the company will continue with the current situation, there is a chance of exposure to risk. Now, to mitigate it, you need to fix things. And again, what I said, I'm not in a position to solve all the things in the world. In terms of operational, in the corridor, humble, very thin corridor of operational risk, I think we can predict it.
And I wish Professor Paun, we are working in the same country, both of us. We'll have a lot of discussion in the future regarding that. And I wish that our, let's say, dispute will make both of us smarter regarding the research of crisis management and risks. I have a lot of things to say, but we'll do it in a private, in a different meeting. Thank you very much for your wise feedback. Vă mulțumim pentru răspunsul respectiv. Apăsați. Așa, vă mulțumim pentru răspunsul respectiv. Și acum noi, cu dumneavoastră, o să executăm dezbatere. Dezbatere. Vom decide. Membrii comisiei. Comisiei, deci doamne, în locul. Eu nu am tine cuvântul. Da, da. Poftim, deci a rămas nediscutat opinia și avizul doamnei Lilia Coaș, doctor habilitat, conferențiar universitar, membru al Consiliului Doctoral. Poftim, doamna Coaș. Mulțumesc. Deci eu, ca membru al Comisiei de Doctorat, nu vin cu un avizul recenzii, vin cu o concluzie. Și am să strădui să fiu mai succintă, avem atenție doar la principalele momente. În ceea ce privește noutatea și originalitatea lucrării, vreau să menționez că este o, se caracterizează această temă pentru abordare inovativă. Autorul se bazează pe analiza cuprinzătoare a studiilor în domeniul managementului crizelor în cadrul organizațional și vine cu o viziune proprie asupra gestiunii companiilor în asemenea situații, în situații de incertitudine. Problema științifică soluționată, scopul trasat în fața demersului științific, au condus la elaborarea unui instrument propriu de evaluare a riscurilor în cadrul întreprinderii, deci o aplicație care îi aparține dumneavoastră. Astfel, lucrarea conține idei și metode creative care au facilitat realizarea unui studiu științific complex cu deschidere multidisciplinară. În ceea ce privește, mă străduim respectat ca să... Suportul metodologic al lucrării este unul complex și coerent. Trebuie de menționat că la explorarea ipotezelor au fost utilizate diverse metode de cercetare, documentare, metoda analitică, metoda comparativă, analiza calitativă, cantitativă, modelarea economico-matematică. Și pe parcursul demersului științific, autorul a demonstrat abilitatea de a opera cu această gamă variată de gamă de metode de cercetare, ceea ce a permis de a obține un nivel înalt al valorificării rezultatelor propuse. În ceea ce privește rezultatele studiului, ele pot fi evidențiate atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere aplicativ. Cercetarea a permis de a obține anumite rezultate cuantificabile, care sunt descrise în teză, în mod clar și laconic. Autorul supune unei testări empirice metode înaintate, vine cu anumite recomandări și totodată analizează critic rezultatele obținute. În așa mod, complexitatea abordărilor utilizate în procesul de cercetare a contribuit la obținerea unor soluții viabile pentru a fi folosite pe viitor pentru mai multe tipuri de întreprindere. Relevanța științifică, după cum s-a vorbit, este confirmată de mai multe acte de implementare, atât în economie reală, cât și în domeniul academic. Redactarea lucrării este efectuată la un nivel înalt. Structurarea tezei corespunde particularităților demersului realizat. Materialul teoretic este prezentat într-un limbaj accesibil. Este asigurată corectitudinea lexicală,
sesizat cât de punctuație. Autorul a respectat standardele bibliografice, iar tabele și figurile sunt prezentate în mod adecvat. În ceea ce privește respectarea eticii și deontologiei profesionale, trebuie să menționăm că ele sunt respectate, sunt efectuate referințele la sursele de literatură utilizate, iar raportul autorului este evidențiat în mod distinct. Modul de prezentare efectuat, sau modul de prezentare al tezei, scoate în evidență cunoașterea aprofundată a domeniului, atât din punct de vedere teoretic, cât și calitatea de expert practic al autorului. Și se demonstrează un nivel înalt al înțelegerii materialului, gândirea analitică, insistență în activitatea de cercetare, precum și un angajament sporit în dorința de a valorifica rezultatele obținute. Aprobarea rezultatelor științifice a fost reflectată într-un număr mare, da? Mai reprezentativ de publicații științifice. Da? Ele sunt 7 la mână. În felul dat, consider că tezei poate fi atribuit calificativul foarte bine. Vă mulțumim. Vă mulțumim, doamna Covaș. Și acum ne apropiem de penultima operațiune de exercitare a Consiliului Doctoral. Deci, discuții libere. Deoarece doamna Perciun a prezentat avizul în detail, doamna Covaș la fel, domnul Păun la fel și doamna care a fost membru Consiliului de Consultanță, da, de îndrumare, tot la fel. Deci am rămas 3 persoane care putem să discutăm liber. Este doamna Cucerescu, adică să mai totalizăm unele poate obiecții, unele viziuni, de a combate, de a face similitudini cu alte surse, cu alte autori, cu alte lucrări, adică de a menționa avantajele acestei teze, partea laturile pozitive sau poate și unele negative. Deci, doamna Cucerescu, eu și doamna conducătoare. Dacă doriți? Dacă dorește, da. Deci, doamna Cucerescu. Dacă doresc. Da. Dacă... Mulțumesc, doamna președinte. Eu voi... Da, citire concluzii membrului Comisiei de Doctorat, în calitate de care mă aflu, am evaluat teza de doctor în științe economice și consider că corespunde cerințelor față de tezele de doctor în știință, deoarece baza teoretică a tezei este construită pe examinarea opiniilor ale diferitor autori privind similaritatea dintre criză și risc, pe reflectarea managementului situației de risc versus managementului situației de criză. Autorul a prezentat diferite metode ale managementului riscului, accent punând pe prevederile standardului ISO 31000. Totodată a prezentat limitările teoriilor existente privind managementul riscului. Inovația și originalitatea științifică se bazează pe algoritmul matematic elaborat de autor, și anume al modelului ACHIM, de evaluare a situației de criză din întreprinderile care au la bază un șir de indicatori financiari care permite determinarea situației de criză. Iar faptul că acest model a fost aprobat la 3 întreprinderi diferite, iar în baza lui au fost elaborate planuri concrete de acțiuni pentru prevenirea potențialelor crize, faptul este confirmat prin actele de implementare recepționate, demonstrează că valoarea practică a tezei este una foarte înaltă. Lucrarea conține concluzii generale și recomandări. Conținutul tezei corespunde temei aprobate și publicațiile efectuate de autor reflectă conținutul tezei. În ce privește evaluarea tezei, fiecare din cele... Ideea astăzi
pot să spun și pentru calitatea susținerii publice, eu fiecare din aceste 7 criterii le-am evaluat cu calificativul foarte bine. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim pentru discuții. Deci aș putea și eu acum să ne expun la final părerea mea despre teză. Riscul, incertitudine, probabilitatea. Este o temă foarte grea. Foarte grea. Trebuie să fii foarte curajos ca să pornești așa o temă de cercetare. Trebuie să fii hazy, cum mai departe și numele mare, cum e greu să o șaibă, da? Da. Deci, ca să pornească așa o teză. Și bineînțeles că teza fiind atât de... Uitați-vă, chiar titlul cum e, răsună titlul. Asta e un titlu Managementul întreprinderilor aflate în situații de criză. Managementul e mai repede și spus crizilor economice sau organizaționale care sunt, le-a discutat. Dar, mă rog, noastră vreau să îmbrățișați tot ce există rău în cadrul managementului întreprinderilor, dar în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii. Dar statistica cine spune nou? Că managementul întreprinderilor mici și mijlocii, vrem, nu vrem, da, dau venit sau pus valoare, da? Numai după 4 ani de activitate, în mediu. La 5-a an, el se bucură de că vine beneficiu. Peste 7 ani, 8, de acum produsele se demodează, trebuie să revăzute sortimentul. Deci, astea nu sunt crize, ciclurile acestea de repetare, de reviziune a programelor de producție în cadrul management operațional. Deci, iată, din start, când noi vorbim despre segmentul IMM, asta sunt o mulțime de crize și nu numai organizaționale. Deci am spus și factorul subiectiv, și factorul de pregătire, și gradul de amplasare, locul de amplasare întreprinderii, și cultura poporului, și gradul de educație personalului, și câți factori contribuie la modalitatea de reducere acestor crize, de reducere acestor pierderi în întreprinderi, de luare deciziilor corecte. Și de ce este o teză de doctor habilitat? Dumneavoastră ați vrut să duceți tot sacul de greutate în spatele unui om. E foarte greu. De ce, reieșind în acest concept, această temă care ați selectat-o, dar binevol ați selectat-o, ați vrut să o rezolvați pentru dumneavoastră, fiindcă sunteți un om cât teoretician, atât și practic. Activat și, am înțeles, da? De ce, având practici bogate, dumneavoastră ați hotărât aceste practici să le utilizați. Și asta e foarte bine. Rare ori când cercetătorul vine combinarea mediului practic cu mediul teoretic. Și dumneavoastră sunteți aici unul din cei puțini care într-adevăr fac o cercetare profundă, aplicând și instrumentele practice și conceptele și viziunile teoretice. Și bineînțeles că în majoritatea cazurilor dumneavoastră ați reușit lucrul acesta. Dar sunt unele, cum să vă zic, rușii zic și răcovatosti. Adică sunt unele lacunele acestei cercetări, fiindcă, într-adevăr, nelzea abiat neabiată. Imposibil să îmbrățești o temă managementului operațional pentru toate întreprinderile în domeniu și nu numai în domeniu. De asta pretindeți și la cel că este interramural. Bine. De ce vă zic că, da, sunt de acord cu acele obiecții care le-a menționat domnul Păun 100%. Sunt de acord cu acele obiecte care le-a menționat doamna Perciun, dar ea mai mult a spus de bine, dar puțin a menționat și unele neclarități în legătura acestor concepte despre incertitudine, probabilitate, risc și criză. Deci aici trebuia de făcut ceva mai corect, mai argumentat, fiindcă ruptura asta între ele se simte. Și de ce ruptura asta de acum merge mai departe până la final? Și concluziile, bineînțeles, reflectă această ruptură. Dar noi nu vă învinuim. Nu există teză fără de lacune. Nu există. Și asta e lacuna, că teza este foarte largă la titlu. În rest, dumneavoastră v-ați privit foarte bine. Sunt elemente de noutate, sunt viziuni proprii, sunt concepte
grupate, analizate, criticate și, în final, format conceptul dumneavoastră, viziunea corectă, teoretică, poziția dumneavoastră conceptuală, adică ca componentă a metodologiei. În baza acestui concept, ne-ați selectat metodele și le-ați selectat. În baza metodelor, ați selectat instrumentele și le-ați selectat. Ați mers pas cu pas. Adică logica lucrării este excelentă. Și bineînțeles că lucrările reflectă în tocmai și bibliografia este selectată la loc. Dar ultimele lucrări nu le-ați consultat, despre care a vorbit domnul Păun. Iată, eu din curiozitate am hotărât să mă bag și eu acolo să văd. Da, sunt foarte multe acum concretizări în privința interconexiunilor acestor trei categorii. În rest, eu sunt la fel de părere că după efortul depus de 5 ani de activitate, după străduința aceasta, dorința de a deveni doctor, să obțineți satisfacția aceasta, că într-adevăr o să astăzi Consiliul Doctoral de Senat o să vă voteze numai decât și sper că va fi decizia corectă, respectuoasă și obiectivă pe marginea muncii depuse de dumneavoastră. Eu vă atestez lucrarea cu varianta foarte bine. Thank you very much. Și poftim. Okay. Acum decidem varianta finală. Iată, citesc mot-a-mot, să nu mă confund ceva, să nu spun ceva. Conform părerilor membrilor Comisiei de Doctorat, expuse în concluziile fiecărui membru, putem face concluzie finală, generală, că teza de doctor în științe economice a lui domnul Hezi Șaibă se propune de a fi atestată cu calificativul foarte bine și a se oferi titlul de doctor în științe economice. Cine este pentru? Poftim, votăm. Votul este deschis. Votul deschis. Deci suntem în unanimitate. 7. Poftim 7. 2 și 5, 7. Toți sunt cu mâinile în sus. Vă felicităm și vă mulțumim pentru lucrarea prezentată. Acum vă rog. Decizia Comisiei de Doctorat la programul de doctorat pe domeniul Inginerie Economic și Management din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, referitor la gradul de noutate, valoare științific și practică rezultatelor obținute în teza de doctor în științe economice elaborată de Hezi Șaib, cu tema Managementul întreprinderilor aflate în situații de criză, prezentată pentru obținerea titlului științific de doctor în științe economice, specialitate 521-03, economie și management în domeniul de activitate. Comisia de doctorat confirmă discutarea tezei prezentate pentru obținere titlului științific de doctor în științe economice cu tema Managementul întreprinderilor aflate în situații de criză, elaborată de domnul Hezi Aviram Șaib, conducător științific, doamna doctor habilitat, profesor universitar Larisa Bugăian. La ședință au fost prezenți președinte Gorobievski Svetlana, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar Buhemer, secretar Crucerescu Cornelia, doctor în științe economice conferențial la Universitat UTM, membri Bugăian Larisa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar UTM, membru Covaș Lilia, doctor deja habilitat în științe economice conferențial la Universitat, referent Perciun Rodica, doctor habilitat în științe economice conferențial cercetător INC, referent Păun Cristian Valeriu, doctor în științe economice, conferențiar universitar. Și referent Timpo Carolina, doctor în științe economice, conferențiar universitar UTM. Deci, decizia constă din următoarele compartimente. Actualitatea temei de cercetare și importanța problemei analizate. De 10 de ani, educația în afaceri a evitat discutarea crizilor în afaceri. Nimeni nu a avut să experimenteze astfel de evenimente, deoarece toată lumea le-a considerat ca semne clare ale eșecurilor management. Numai în ultima perioadă, practicienii și universitarii au ajuns să vadă crizele de afaceri ca fiind cumva normale în viața oricărei companii. Astfel de situații îi obligă pe factorii de decizie să gândească marginal, adică fără limite, să abordeze aspecte care nu sunt în mod normal dezbătute atât în sălile de consilii corporative, cât și în aulile universitare. Companiile din întreaga lume se confruntă
În anumite momente ale evoluției lor cu situații dificile, care în unele cazuri se transformă în crize. Un studiu realizat în 2011, în urma discuțiilor cu liderii de afaceri din Asia-Pacific, America Latină și UE, a arătat că 59% dintre liderii de afaceri au experimentat o criză în companie lor actuală sau anterioară. 79% dintre respondenți au considerat că sunt la doar 12 luni distanță de la o potențială criză. 37% dintre aceștia au menționat că nivelul de criză care afectează companiile a crescut abia în ultima vreme. Cauzele eșecurilor organizaționale au condus la o dezbatere de lungă durată în literatura de afaceri, deoarece ele pot fi generate de cauze care au putea sau nu să fie asociate cu activitățile curente ale companiei. În baza principiului mai bine prevenire decât tratare, cel mai bun mod de a face față crizelor este evitarea acestor. Mai bine, zicem, o pace rea decât un război bun, da? Astfel încât managerii ar trebui să aibă capacitatea de a identifica și preveni crizele. Practica de afaceri a arătat că companiile se ocupă mai mult de prevenirea eșecurilor financiare, deoarece acordă mai mult atenție managementului financiar decât managementul operațional, atunci când evaluează sănătatea și stabilitatea companiei. Da, după cum s-a menționat anterior, criza poate fi cauzată și de alți factori, care nu sunt întotdeauna reflectați în știința financiară și de afaceri ale companiei, despre care astăzi s-a vorbit. În condițiile schimbării mediului, cele mai expuse riscurilor sunt întreprinderi mici și mijlocii, fapt confirmat de situația pandemică începând din 2020. În concluzie, subiectul managementul crizelor organizaționale este unul foarte actual. Este necesar să se studieze cauzele crizei organizaționale, să se evalueze impactul cauzelor și să se stabilească un plan de management al crizei. Poziția 2. Problema științifică rezolvată constă în fundamentarea din punct de vedere științific și metodologic a unui instrument deschis, utilizarea căruia permite identificarea și previziunea expunerii la risc în vederea asigurării unei dezvoltări eficiente a întreprinderii. 3. Noutate și originalitate științifică. Constant, cercetarea aduce următoarele noutăți. O nouă definiție a managementului riscurilor în baza studiilor bibliografice, analiza criticilor a modelilor și critica modelilor existente de gestionare a riscurilor din perspectiva practică, elaborarea unui nou algoritm matematic pentru identificarea nivelului de expunere la risc și pentru a ajuta la previziunea crizei operaționale și dezvoltarea softului respectiv, aplicarea modelului respectiv pentru identificarea riscurilor operaționale pentru companiile reale și dezvoltarea planurilor de acțiune pentru îmbunătățirea activităților companiilor, aplicarea modelului de softului respectiv la faza post-restructurare, după luarea măsurilor. 4. Semnificația teoretică. În domeniul teoretic, lucrarea aduce o nouă definiție a managementului bazată pe reviziunea literaturii, precum și cadrul pentru un nou model de instrument care poate fi utilizat pentru a identifica și a reduce expunerea la risc operațional. Valoarea aplicativă constă în elaborarea algoritmului prezent al unui model ca instrument util pentru a fi utilizat în identificarea și reducerea expunerii la risc operațional a organizațiilor și pentru a preveni crizele organizaționale. Algoritmul matematic este transpus într-o aplicație soft care poate procesa toate datele colectate în calcule numeroase, precise ale expunerii la risc ale companiilor care sunt analizate. Este în special valoros pentru întreprinderile mici și mijlocii care nu dispun de resurse necesare pentru a angaja echipe profesionale de consultanță în afaceri. Rezultatele cercetării au fost prezentate în 7 lucrări, 4 în calitate de autor unic și 3 în calitate de coautor. 5 lucrări au fost publicate în reviste indexate și 2 lucrări ale conferințelor internaționale. Valoarea teoretică și practică rezultatului este confirmată de 6 acte de implementare, care sunt expuse și anexate la teză. Deci teza corespunde cerințelor în ce privește tezele pentru obținere titlului științific doctor în economie în Republica Moldova. Conținutul tezei corespunde specialității 521.03 economic și management domeniului de activitate.
În conformitate cu actele normative în vigoare, Comisia de Doctorat din cadrul Universității Tehnice Moldovei a decis 1. A evalua calitatea tezei de doctor lui Heze Aviram Shai prin acordarea calificativului de foarte bine, a conferit domnului Heze Aviram Shai titlul științific de doctor științei economice la specialitatea CSU-2103 Economie și Management în domeniul de activitate. 3. A solicita confirmarea deciziei Comisiei de Doctorat de către Consiliul Științific AUTM și înaintarea tezei și dosarului lui Heze Aviram Shai la Agenția Națională de Asigurare a Calității și Educației, cercetare, în educație și cercetare, spre validare deciziei comisiei. Deci membrii Consiliului Doctoral și semnăturile respective. Deci, cine pentru asta? Vă rog, puteam. Vă rog. Rog, unanim, 7 voturi. Pentru conferirea titlului științific doctor în științe economice, domnul Heze Aviram Shai, comisie doctorat în prezența 7 membri, din numărul 7 au votat pro, toți 7. Felicitări! Thank you very much. Poftim. Dacă mai sunt întrebări? Mai sunt întrebări la noi? Well, after 6 years of journey, maybe with your permission, dear President, I will not speak in a formal way and I will do it in informal. I want to thank, first of all, to this institution. It became to be my second home, and I did here a journey that I started. I even didn't know what I want to reach, but I knew that I want to develop. And step by step, with the guidance of Professor Bugayan, we did it. I will speak about Professor Bugayan later, because there is a lot of things that I need to say. She is really precious to me. But first of all, to Professor Carolina Timp. I think that without her guidance and without the way that she took me through the methodology, academic one. Last time that I was in the university was in 95. I will not tell you my age, but it was in 95, and it took a long time, and she helped me to put the things in the right way, what is the right thing to say and what is the not. And thank you very much for that. I really appreciate it. To Professor Maria Gheorghiță, she's not here, but in each and every step, she had the ability to put the finger in the right thing that need to be modified. And now, after you approve me, I can tell you that when I didn't do what she said, I faced a bigger problem after that. So she really was analytic, and the way that she gave me the guidelines with her modification was something that helped me a lot. A special thanks to Professor Rodica Perciun and Professor Paun, also for your academic feedback, but more than that, to the personal feedback, that sometimes each and every one of us forget to be humble. We are focusing in our creation, sometimes we are in love in our creation, and there is someone from outside that said to tell you, listen, don't be in love so on your creation. Step on your horses. So this is a very good feedback, and thank you very much for that. It's not something that I really appreciate. Last one. Professor Bugayan. Now I call you Larissa, I don't know if I can. During my business experience and also my academic, I found people that were very professional. I found people that are very practical. I found also people that have a very good heart. But it's very rare to find someone that has all of these three together. You have a heart like this, and you know the practical field and the academic
And the way that you guide the things to me, I appreciate. Because of you, I feel now smarter after these 6 years. Because you took me to a journey that I have to admit that I didn't thought that it will last so long, 6 years. I thought it will be finished after 3 years, but I really thank for this. The more, it was better. Now 6 years after that, I feel that we did a good job. Now others will take it and develop. And Professor Paun, I want to tell you something. The fact that we are doing this dispute now, it's enough for me. Now let others, smarter people than me, look at this and said what is can be better and what is not. And the fact that we do, I think that if we will save, as the president said, one company that didn't have money to pay to KPMG or to PwC, I'm not speaking about McKinsey that you need to sell your kidney to have them. If we succeed to help one company to survive, I did my thing. So thank you very much. One last word about the university. I'm here 6 years. I see the development. I see the things. I see the eager to be better and better and better and better. And I wish you to jump in your ranking as you jumped at the last period. I'm sure that you will be there. And Professor Bugayan, I'm since now your academic soldier. Whenever you want me to present something, just tell me, I will take a flight and I will come here. You are in my priority. Thank you very much. Deci, felicitări de la numele membrilor Consiliului Doctoral. Mulțumim pentru aprecierile care le-ați făcut în adresa coordonatorilor de și comitetului de ghidare la teză. Adică asta vorbește chiar astăzi, am menționat și în perioada de că e neformal cu doamna profesor Bugaianca, de când au apărut școlile doctorale, calitățile, calitatea tezelor a început să crească, evident. Și aici iată, grație că au apărut comitetele acestea de ghidare, de consultanță, adică opinia aceasta se împârte, se dezbate, se analizează multilateral și după aceste concretizări, cercetarea se rafinează și devine mult mai performantă și mai corectă. Și vă urăm ca aceste cercetări care le-ați efectuat să fie utilizate cu succes în activitatea dumneavoastră, cât didactică, atât și practică. Să nu uitați de ceea ce ați făcut. Să implementați, să dezvoltați modelul și pentru industria constructoare de mașini, și pentru industria de vinificare, și pentru Universitatea Tehnică de Piotr, care sunt crize, că aici toți sunt crize. Thank you very much. Thank you. Deci, ședința respectivă, consacrată susținerii tezei de doctorului Hezi Șaiba, se anunță închisă. Vă mulțumim de toți și vă urăm sănătate.